Acum vă dați seama că m-am găsit fix eu să vă dau lecții de CSGO, dar m-am gândit că ar fi ceva ideal. Știți că e chestia aia, cei care nu se pricep dau lecții. Și bine v-am găsit la un episod din noastră de CSGO aici împreună cu Bercea. Sunt de sigur pentru că vreau să vă arăt, fraților, cum merge treaba pe noul DAS 2. După cum știți și voi, s-a făcut un update nou, bine, e în beta totuși, noul DAS 2, care cică așa va arăta, sau nu se știe sigur dacă va fi sau nu, eu cred că va fi. După părerea mea, este mai șmecher în anumite lucruri, dar în anumite lucruri nu este mai șmecher, pentru că, de ce? În primul rând, este mai șmecher că este nou, uitați acolo, vedem frumos, suntem la Arabia aici, aici așa, cu teoretici, cu ăștia, uitați ce scrie în arabă, problema este că îți ia ochii, bă, să mă apula, deci, fiind nou, acum, vă dați seama că toți sunt concentrați asupra mapei, asupra detaliilor, dar îți ia ochii, deci, efectiv, aoleu, tabaca, aici se vând țigări. Nu știu, mie îmi place, dar o să ne ia ceva să ne obișnuim cu ea. Acum, haide să mergem așa frumos, spuneți să mergem în A sau în B. Hai să mergem în B, cum merge toată lumea, deși, de fapt, hai să o luăm pe mid, cel mai bine. Mid-ul aici frumos, știți și voi, cutiile veșnice, pe unde puteți sta, aici în stânga, frumos, te lași aici, înainte de altceva. Butoaiele acestea care, uite, dacă stai așa, nu-ți ia capul cu AWP-ul, cred. Aici avem frumos midul. Aici văd că au făcut, au pus ăsta care este mai ușor să te urci. Adică înainte trebuia să ții cât de cât avânt ca să te urci aici și nu la toți leșea, dar acum este mult mai ușor. Acum, de exemplu, ia. Cum se aude când sari. Acum foarte ușor poți să sari. Aici avem un loc bun de ascuns. Pentru că înainte, dacă stai aici sau acolo, te vedeai de ăla sau de ăla. Dar acum nu te mai vezi. Deci, vă asigur, eu nu cred că te mai vezi dacă de la o anumită distanță. Haideți să mergem în B, să o luăm așa prin tunele. Aici frumos locul ăsta. Aici, la fel, un loc bun de ascuns. Nu cred că te mai vezi sau aici cel puțin. Te vezi mai greu. Frumos locul ăsta aici și aici văd că ăștia erau mai înalte, văd că le-au renunțat, le-au făcut mai mici și e mai bine pentru că poți să dai direct acolo cap frumos. Deci este mai ușor acum să lovești acolo, să dai cap, pentru că uitați așa, când nu prea vezi capul, dar când aici îl poți vedea destul de bine și dai în cap. Aici frumos, văd parcă că s-a mai înălțat și cutia asta, parcă e mai înaltă o idee, mi se pare mie, a? Sau poate mi se pare. Aici avem tunelul, uitați-vă și voi cum bine tunelul aici, nu mai este acoperit și este foarte luminos, este un acoperiș și îngăurit care dacă dai probabil cade. Aici mai mult spațiu, deci aici o să stea foarte mult spândar, să fiți și voi siguri, uitați aici, poți face așa frumos, te bagi aici, e numai bine aici și poți să dai și aici. Aici la fel s-a făcut loc mai mult. Aici nu poți intra, din păcate. Mai mult loc aici. Ai mai mult loc de desfășurare unde poți să stai. Stâlpul ăsta aici este foarte bun pentru că poți să faci așa. Ieși de aici frumos, patac. Este numai bine. Ați văzut și pe aici cum este. Stați puțin că să o luăm și așa. Mai bine o luăm noi invers, dar mă rog să vă arăt și pe aici. Aici la fel, aici zona asta nu prea se ajunge un CT. Aici văd că au făcut niște temberoane. Ia să ne uităm. Acum văd că te poți urca și pe aici. Mai greu, dar te poți urca. Aici avem frumos, știți și voi, vechea mașină. S-a mai schimbat și pe aici. Treptele ăștia îmi plac așa. Chiar pare totul foarte realist. Aici din nou niște ăștia care nu știu unde ar putea duce. Foarte frumos de la căști. Uitați, eu o bicicletă. Cine vrea să o ia este disponibilă la un preț foarte bun. Stâlpul ăsta e mai ok acum pentru că, uitați, poți să stai, de exemplu, bine, nu prea o să nimerești să te bagi aici, asta trebuie puțin skill, uitați-vă, dar stai așa frumos aici, reîncarci. Haideți să mai facem, aici văd că au băgat mai mult loc, aici văd că este mai mult spațiu unde poți la fel frumos, aici la fel, un loc foarte bun de ascunziș, deși cred că te vede, te poate vedea foarte ușor. Mașina, vechea mașină, văd că iarăși au mutat-o, aici poți să stai frumos. Ideea este că o să nimească cam greu. Uitați, tu poți să tragi și pe aici prin mașină, dar ești puțin cam expus pentru că poți să tragă prin geamurile mașinii și, de exemplu, stai acolo și te cam îngăurește. Aici văd, cred că o să se găsească cineva să sară și pe aici, deși nu cred, a? Ar fi fost șmecher să poți să ai aici un loc în plus, a? Poți să te urci. Ia stați.
Nu, n-ai cum să te urci deocamdată. Aici, din nou, locul ăsta care a rămas neschimbat. Văd că acum poți să te urci aici. Înainte nu puteai să te urci pe chestia asta, acum poți și poți să-l iei frumos din prima, dar trebuie să te aștepți că o să se uite prima oară când intri. Eu, de exemplu, m-aș uita aici, bine, în afară. Deci te uiți așa frumos și de aici frumos i-ai luat capul. Într-adevăr, STB-ul este mult mai mare, deci acum site-urile sunt mult mai mari. Locurile, cutiile astea, văd că le-au micșorat, adică înainte te vedea doar capul, acum te vezi ceva mai mult. Aici văd că au mărit-o cutia asta, locul ăsta l-au îngustat, din nou poți sta aici frumos, ca un pândar în puțin ce ești, cu un AVP și ei pe toți. Aici avem frumos, ar fi ceva să poți să te urci acolo, dar nu poți. Aici frumos aceste ușile, văd că sunt foarte groase. Ia. Nu trece glonțul. Nu mai trece glonțul. Ideea este că văd că nu prea mai trece glonțul prin uși. Ar fi bine să poată să treacă. Sau cel puțin ăsta că de pistolul nu o treacă, dar poate la de AVP trece. N-am AVP că deocamdată să vă spun. B-ul, cum v-am zis, foarte mare, foarte aerisit. Poți să faci treaba bine, dar ideea este că o să-ți ia ochii. Asta îmi place acum la asta, că poți să dai direct așa. Aici frumos văd că au creat un loc unde poți să stai ca un pândar în puțice și îi dai direct în cap. Aici nouă mașină unde nu poți să te sui cu blând cu ăștia. Aici la fel un loc unde poți să faci așa, dacă cred că o să te omoare. Aici văd că la cutiile ăștia tot la fel a rămas vechea poveste, deși cred că ești mai dezavantaj puțin aici față de data trecută. Nu avem scări, piatră pe jos. Ce mai avem pe aici? Încete aceste locuri vieșnice. Văd că nu poți să te sui aici decât dacă îți dă un boost, probabil. Încete. Treaba stă la fel. Puțin mai erisită și aici. O scară, aici avem un fel de garaj, uitați acolo, care probabil ăsta ar duce sus. Ia să ne uităm, sunt tare curios. Aici niște trepte. Aici frumos avem cutiile clasice, mașina care văd că au mutat-o și pe asta este un Mercedes clasa E, pentru cei care vor să știe, clasa E, foarte vechi, un taxi. Acum aici avem site-ul care este la fel, mi se pare mărit, mai risit, mai ca lumea, dar totuși ești mai expus puțin, să zic așa. Haideți să ne uităm mai puțin și pe short. Aici avem cutiile. Aici la fel poți te sui dacă are cineva cine să-ți dea boost. Foarte bine, de altfel short-ul nu prea s-a făcut mare lucru pe aici. Tot la fel, în mare parte. Cu catul ăsta aici unde poți să stai ca un pânar buțin și nu te vede nimeni. Pentru că nimeni nu o să stea să se uite acolo. Cutia asta văd că au micșorat-o. La fel l-au măteat din cutie, mai tăia niele de alea de la încolo. Ia să mai uităm ce mi-au pe aici. V-am arătat și ăsta, ce mai avem să vă mai arăt. Și eu te-am arătat cam tot, cred. Aici mai avem doar partea asta de arătat. Aici avem frumos. Oh, aici poți să sui pe cutia asta, dar nu este recomandată pentru că o să te omoare, sigur. Aici văd că au făcut locul ăsta în plus unde poți să stai frumos și o să ai o viziune foarte bună către site în caz că plantezi acolo bomba pentru long. Văd că au făcut ăsta, cum îi zice, iată că uit mereu cum îi zice la căcatul ăsta. Pitul l-au făcut mai adânc, mi se pare mie, adică uitați-vă și voi ce adâncime are, cât o găleată sau cât o curvă. Aici este de discutat, au mai renunțat la cutie, aici avem o asta, o ghenă sau ce căcat o fi asta, frumos. Ușile la fel, e și aici, aici... Foarte înalt, deci foarte înalt, uitați și îmi place că trece glonțul prin ele. Și am ajuns din nou în punctul de unde am plecat cu neclas vechi, cu trapă, are trapă vopsit alb, ce căcat. Aici mi-aș dori să pot să-mi arunc arma. Fuck! Bă, asta nu e frumos, că uitați. Arma merge, dar bomba nu, ia stai. Stai, băi, ce faci aici, băi? Nu merge, deci arma te lasă să-ți arunci, dar bomba însă nu. V-am arătat în mare parte, fraților, sper că v-am fost de folos. Și aici la fel nu prea mare lucru, deși este mai de dezavantajos aici, pentru că înainte puteai să ai o viziune mult mai bună acolo, aici ai treptele ăștia. Oare păstrăgești? Nu, n-ai cum să te urci. Dar are un plus, pentru mine chiar are un plus, deoarece este altceva, este mai diferit, este mai sexy.
mai, cum să zic eu, mai realistic. Deci pare ca și cum ai fi fix acolo în zonele de război. Părerea mea că este un plus pentru CS și chiar mi-aș dori să văd mai multe mape schimbate, dar baza să rămână aceeași. Dacă v-a plăcut, fraților, nu uitați să apăsați și voi butonul de like. Sper să mai fac astfel de episoade. Vreau să-mi spuneți ce părere aveți voi în comentarii, că despre noua mapă, dacă vă place sau nu. Eu am văzut ea și v-am pupat unde vreți voi. Pa, pa!